Ieri am fost și mi-am luat lalelele astea, sincer nu știu ce m-a apucat, pentru că e pentru prima dată când îmi cumpăr lalele, dar parcă am simțit că vreau să aduc primăvara în casă și la nici câteva ore după ce le-am băgat în casă, au început să leșine, așa, cât un pic, cât un pic. Azi noapte v-am cerut sfatul pe Instagram și a fost destul de amuzant pentru că era unu și ceva noaptea și noi dezbăteam sănătatea lalelelor, dar am aflat foarte multe lucruri noi și astăzi vreau să încep să le pun în practică. Vă mulțumesc pentru fiecare sfat în parte. Sincer, nici nu știu cu ce să încep. Cred că ideal ar fi să merg să cumpăr o vază mai mare, pentru că ieri am fost și am luat o vază, dar am aproximat greșit și am luat o vază mult prea mică. Și, într-adevăr, lalelele stau cam îngrămădite acolo. Avem nevoie de o vază mai mare sau de încă o vază ca să le separ cumva. Aș putea să mai iau o vază mică și să pun o parte aici, în sufragerie, și o parte în bucătărie. E și asta o variantă, vedem ce găsim. Apoi, trebuie să le tai din tulpină pe diagonală. Să le schimb apa în fiecare zi. Stați că nu i-ați mai zis, să le pun în apă fie bicarbonat, fie aspirină, fie zahăr. Aici nu prea mi este clar, dar cred că o să pun zahăr, că nu am aspirină în casă și cred că nici bicarbonat nu mai am. Da, o linguriță de zahăr pot să pun, stați că mă mâncă nasul, cred că mă bucur că mâine e ziua lui Taiga. Astăzi este ultima zi cu vârsta pe care o are, de mâine gata, se schimbă vârsta. Și revenind la lalele, ce mai avem de făcut? Mi-ați mai zis aici, stați așa, că am telefonul în față, să pun câteva cuburi de gheață în vază, apoi să le pun mai la răcoare. Da, la noi nu-i foarte, foarte cald în casă, adică sunt 20 de grade, dar problema e că n-am unde să le pun la răcoare, doar nu le scoate pe balcon, că nici nu pot să mă bucur de ele, că le-am luat ca să le am în casă și să mă bucur de ele, nu să le țin undeva afară. Și în casă n-am unde mai la răcoare, că în toată casa sunt 20 de grade, deci asta cam pică. Apoi, da, codițele tăiate la 2 zile, apa schimbată, cu hrană pentru flori. Da, am primit asta cu hrană pentru flori destul de des și a spus că în loc de hrana asta pentru flori pot să pun zahăr. Și hrană pentru flori e un pliculeț pe care îl iei de la florărie. Mie nu mi-au dat pliculeț cu hrană pentru flori. Am cumpărat lalelele din piață. Și ce credeți? Am și negociat prețul lalelelor. A venit ea cu skill nou din Dubai. Pentru că am dat așa o tură să văd care lalele sunt mai frumoase și m-am oprit la un domn. Un domn, nu știu să zic, la vreo 40 de ani, nu că ar conta. Și îl întreb cât e firul de lalea. Ce nu spune 4 lei, câte aveți de gând să luați? Păi, uite, așa zic, păi aș vrea să le iau pe toate care sunt în vaza aia. Câte sunt acolo? Zice, păi sunt vreo 25. Dacă le luați așa pe toate, vă las la 3 lei. Fac eu un calcul rapid și ar fi venit 75 de lei pe lalele. Zic, dacă lăsați la 70 de lei, vi le iau acum pe loc. Și a zis, bine, hai că vi le las așa, probabil ce s-o fi gândit decât să le arunc mai târziu, mai bine vi le dau nebune, eu să te ia pe toate și gata, scap de ele. Și cam așa cu cumpăratul de lalele. Am o piață destul de aproape de mine, dar niciodată nu ajung. Și ieri am zis să ies un pic pentru că mi se pusese mie pata pe flori și am văzut că sunt foarte, foarte multe chioșcuri, tarabe cu flori, care mai de care și la ghiveci. Vreau să ies cu Mira să își aleagă o plantă în ghiveci pentru că a zis că își dorește foarte mult să aibă o floare a ei, care să aibă ea grijă, așa cum face cu mamaie la Văleni. Noi aici nu avem decât plante artificiale, ați văzut și voi că nu ținem, pentru că eu nu știu să mă ocup de flori și nu doar că nu știu, dar nici nu am o pasiune pentru flori. Și la Vălen mă ruga mama să ud florile și era chinul de pe lume. Na, sunt oameni și oameni, sunt oameni care au această afinitate pentru flori și oameni care nu pot avea grijă de flori. Eu doar de cactus pot avea grijă și când am stat în Japonia, eu aveam cactus. Și a fost amuzant pentru că și mama lui Taiga e la fel ca mine, dar la ea e un pic mai rău pentru că ea dacă își ia o plantă sau dacă îi faci cadou o plantă, acea plantă îi se ofilește destul de rapid, deci nu rezistă plantele la ea. La mine rezistă, doar că știu că trebuie să, nu doar să te ocupi constant de ele, dar au nevoie de o grijă aparte și cum noi suntem destul de des plecați și așa mai departe, n-aș avea cui să-i las să aibă grijă de florile mele. E și asta o problemă. Exceptând acest lucru, imposibil nu cred că mi-ar fi, ci cred că ușor, ușor m-aș obișnui.
E doar că e ceva ce n-am făcut până acum și de aceea nu mă simt atrasă de flori în ghiveci. Dar uite, un portocal mi-aș lua, aș încerca, sau un lămâi, ceva, un copăcel care să-mi facă un fruct, să am așa satisfacția aia, o, te-a făcut fruct, mi-a făcut ceva. Da. Ok, acum ne ridicăm, mergem puțin până la Pepco, vreau să intru și la Sinsay, că s-a deschis un Sinsay destul de aproape de mine și vreau să văd ce au, cât e de mare și așa mai departe. Și apoi ne întoarcem la Mira, ne jucăm cu ea, ea nu a mers la școală nici azi și nici ieri pentru că strănută, are nasul înfundat și a avut o durere de cap și am preferat să o ținem acasă. Febră n-a făcut, a avut temperatura un pic mai ridicată decât de obicei. A avut, uite, stați că mi-am notat aici, 37 cu 3, 37 cu 6, 37 cu 4. E o temperatură ok, dar un pic mai ridicată față de ce are ea de obicei. Că de obicei are undeva pe lângă 36 cu 5, 36 cu 6, 36 cu 4 și termometrul pe care îl avem merge super bine. E un termometru pe care l-am furat de la mama lui Taiga pentru că e singurul termometru care chiar îți arată ce trebuie. De exemplu, când Mira avea febră 40, dacă puneam termometrul ăsta din Japonia, i-a arătat 40. Dacă puneam un alt termometru pe care l-aveam eu prin casă, arăta 39, 38 cu 9, adică arăta mult mai puțin. Bineînțeles că eu aș fi vrut să cred termometru care arăta temperatura mai mică, dar știam că acel termometru nu arată bine. Ce poți, mami? Ia să vedem ce ai făcut acolo, ia vino Gamma Babe. Ai greșit ceva și ai nevoie de ajutorul lui papi? Mira face Lego, da, e așa liniște. Ia zi până la ce oră stăm în seara asta, se zice la mulți ani lui papi. Nu are nicio treabă, a fugit, s-a dus la papi să o ajute cu Lego. Sunt acolo tovarăși de Lego. Hai că până la urmă ies. Aș ieși? Parcă n-aș ieși, așa să mă duc singură. Uneori îmi place, alteori nu-mi place. Mi-ar fi plăcut să merg cu Mira, dar parcă n-am vrea să o scoatem din casa astăzi. În weekend am vrea să plecăm undeva toți trei și dacă ea e așa un pic răcită, nu vrem să riscăm să răcească mai tare, să dea peste cap mai tare. Trebuie să se pună pe picioare. Astăzi, mâine, sper să se trezească fresh, fresh, fresh. Să zică, mami, uite, gata, nu mai strănu, nu mai am nasul înfundat. Au trecut 3 zile, sunt bine. Sperăm să fie așa. Hai că acum vă pot spune exact că n-am ieșit din casă doar pentru lalele, ci și pentru a cumpăra hârtie de împachetat pentru Taiga. Mira i-a pregătit un cadou super drăguț și comanda pe care am plasat-o a ajuns la timp. Adevărul e că îmi făceam griji că nu o să ajungă, pentru că iar am găsit ceva pe ultima sută de metri. Nu știu cum reușesc, dar așa fac mereu. Asta e magazinul Sinsay, care s-a deschis de foarte puțin timp. Hai să vedem ce au. Ce de roz! A, pantalonii ăștia îmi plac. Și vesta de aici are foarte simpatică. Cineva să nu mă mai lase să ies la cumpărături singură, că ia uitați ce am făcut. Am ieșit cu o pungă plină. Când ajungem acasă, o să vă arăt exact tot ce am luat aici. Bine, sunt în principiu mai multe pentru Mira decât pentru mine. Și acum hai să intrăm și până la Pepco, ca să luăm după ce am venit de fapt și mergem acasă, cum așteaptă Mira să împachetăm cadoul lui papi. Sincer, am greșit că am ieșit din casă la ora asta, că e foarte, foarte aglomerat. Nu mă uit la haine, nu mă uit la haine, nu mă uit la haine, nu mă uit la haine. Dar nu mă pot abține, asta e drăguță rău. Sigur i-ar plăcea Mirei. Și nu mai are gecuțe așa subțirele, că i-au rămas mici. Nu cred. Țin minte de parcă ar fi ieri. Tricouri de-astea cu franjuri purtam eu când eram mică. Stați că am uitat după ce am venit. Să-mi spună cineva de ce mă uit la jucării. Sincer, mă uitam după Baby LOL, că am găsit odată aici niște păpuși destul de rare. Dar acum văd că nu mai au deloc. E tare drăguță colecția de Paște. Aș putea să iau și eu câteva lucruri pentru mama,
Dar nu acum, o să ții minte și mai venim o fugă. Hai că am ieșit destul de repede de la Pepco, am cheltuit 58 de lei, ceea ce înseamnă că am stat focusată și acum mergem acasă. Am mai luat câteva lucruri pentru Mira, am găsit ceva pentru Crafty Time, o să se bucure tare mult, mai ales că ieri a stat în casă și era supărată că nu s-a dus la școală și nu s-a dus cu copiii, așa că astăzi continuăm cu activitățile și ieri ne-am mai făcut noi de lucru și am citit, am desenat, am colorat, am încercat să-i umplu ziua și să fac cam tot ce vrea ea. Partea bună e că nu e moleșită deloc, doar că strănută și mai bine o protejăm. Și ia uitați, am fața super lucioasă, e cald, vreau afară. Nu mai stau că nu mai pot. Facem un super haul. Nu cred că se așteaptă Mira la asta. Veni, mami. Ai terminat Lego-ul? Acum l-ai terminat? Da. A, deci am venit la fix. Înseamnă că n-am fost plecată chiar atât de mult timp. Că ia, hai să vedem și noi. Greșeli. Ai avut multe greșeli? A fost mai complicat ăsta de făcut? Asta mare. Asta mare a fost mai greu nu, de făcut? Nu, adică acolo unde ai spus același lucru și după aia am înțeles că era... Bum! Ce are mami aici? Wow, wow, uiva. Wow, wow, uiva. Și asta. Hai să vezi ce e asta, vrei să vezi? Da. Dar ia tu asta de cadou și pune-o în dulap, pitește-o. Fugi cu ea, fugi cu ea. Cât pitești tu aia, mă duc și eu să mă schimb, că nu mai pot de cald. Bine? Stai, hai că stau, te aștept, vii cu mine? Da. Vreau să vă arăt că Mira s-a aranjat astăzi singurică, și-a făcut părul, și-a făcut două codițe, stai scăz. Pitește, nu trebuie să pitești chiar așa, că nu intră papi aici. Ah, las-o acolo. Las-o și-o, e ok. Așa, las. Nu vine, mami. O să ne fie greu să o luăm de acolo. Hai, las-o așa că nu vine. Hai să vedem cum ți-ai făcut tu părul astăzi. N-am mai ajuns să ne tundem ca răcit bebelina. Dar îmi place că acum și aranjează părul singură și îl prinde, n-are nicio treabă. Stai așa, bretonel. Ia, cu ce începi? Cu ce vrei tu începem? Absolut cu ce vrei tu. Cu aia? Asta de unde e? De la? Stai să zic ce să deci. P-E-T-C-O. Pepco. Pepco, ia vezi. Ce avem noi aici de la Pepco? Aaaa, cea! Nu voiam asta să... A? Ce-a găsit mami acolo? Arată-le și lor. Asta voiam tot timpul. Să pictez cu numere, vezi? Da. Am găsit și ți-am luat. Și ia, uite-te. Ca să fixăm astăzi. Asta e pentru amândouă. E un set cu creioane grafice, da. Lipici. Pentru amândouă, da? Împărțim. Da. Amândouă. Așa. Asta ce e? O testoasă. O testoasă. Tot așa de pictat pe numere, mami. Ai tot de pitit. Asta e de pitit. O pitești tu repede. Asta trebuie să o punem în dulap. Și ți-am luat ochi. Pentru când mai faci crafty time, să ai mulți, mulți ochi pe care să-i lipești. Vezi? Mulțumesc! Ochi mici, 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 ochi jumătate și ochi foarte mari, exact. Gigantici. O să ne jucăm cu ei și am luat și un scotch. Că ne trebuie la cadou. Și acum hai să vezi și punga numărul 2. Cam atât a fost la Pepco, hârtie de împachetat, lipici și pictură pe numere. Și uite acolo, mami. Aici, aici, ia să vedem. Și asta e grea. Asta e foarte grea, nu e așa ce-a făcut aici. Mami? A, pantalon de training. Sunt pentru? Mami. Pentru mami. Ia, hai să mai vedem. Mami și-a luat pantalon de training. Mi-a plăcut foarte mult pentru că sunt subțirei. O rochiță pentru mine. O rochiță pentru tine. Ce scrie? Ce scrie aici? Blooming vibes. E așa de primăvară, vezi? Sunt drăguț. Ia. Deci e un unicorn. Deci e un unicorn? Ce ai văzut tu acolo? Hai să le luăm pe rând. A crezut e doar asta. Da, sosete. Pentru tine, da. Sosete. Aaa, ce e mami aici? Când văd pisicile șin. Când vezi pisicile șin?
Dar ia, vino și arată-le și lor, explică-le puțin că ei nu înțeleg. Pantalon pisică, da. Mira e nebunită după pisici și tocmai de aceea am și ieșit cu Dita mai punga de la Sinsei, că aveau foarte multe pisicuțe drăguțe pe care n-am putut să le las în urmă. O să probez Am blugii leșinat. ăștia să te vedem. Mira a leșinat. Hai să mai vedem, mami, să Nu, vedem. nu fără mine. Nu fără tine, gata, hai, fă tu. Asta e un cardigan. Oh, nu prea mai aveai cardigane. Ai mai avut la un moment dat ceva de genul? O altă bluză cu pisicuțe. Și avem pisicuțe cu floricele, așa, vezi? Și asta. Asta e pentru mine. Am și uitat că mi-am luat și asta. E o bluză roz. Un Da, crop top, ce așa, drăguț. subțirel. Îl iau cu blugi și cu Ce o jachetă peste. Ce e asta? Batman! Pijama de Da, Batman! ți-am luat pijama cu Batman, vezi? Ce drăguț e! Oh! Ți-am luat și o curea, ca să poți să fii Da, am super și fashion. eu! Știu, și ți-am mai luat încă una, ca Asta să e ai... Sparkly. ai... Și asta e sparkly, dar asta e cu blu și asta e cu gold. Și m-am gândit că asta e mai Și versatilă. asta e cu inimi. Deci e un pic Ce sunt diferită. inimile astea? Găuri pe unde poți să pui, vezi? Unde o închizi, în funcție de unde vrei să o pui. Asta e mărimea ta. Cred că e cam mică pentru mine. Asta e mai mare decât fața mea. Da, e un pic mai mare. Tot mai mare decât fața E ta. mai mare și decât fața mea, nu-i așa? Era foarte aglomerat la magazin. Multă, multă lume. Și m-am întâlnit cu cineva și a zis să-ți trimit pupici mulți din partea ei. Cine? Cineva din Alba Iulia care ne urmărește. Fii atent, am luat două brățări, asta trebuia să fie surpriză, te-ai văzut-o. Una pentru mine și una pentru tine și scrie BFF, Best Friends Forever. Hai să vedem, sper să nu fie prea mare de tine, sincer, asta e singura mea grijă. Da, pe amândouă Ia scrie vezi. BFF. Da, pe amândouă scrie BFF. Bună. E un pic mare, nu? Da, aia, hai să vedem dacă e mai mic. Și asta cred că e la fel de mare. Un pic. Asta e mai mic. Dar e pentru mine. Ce Care e la scrie? fel. Da, aici scrie BFF și aici scrie BFF. Da, Best Friends Forever. Stai. Ah, ce drăguț. Ha? Și asta cu unicorn, n-arată nici nouă. Pam, 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 tot de pictat pe numere. Acum De vreau. cu unicorn. Cu unicorn, nu vrei să începi? Bine. Și atât, astea au fost toate cumpărăturile mele pe ziua de astăzi. Deci eu mi-am luat de fapt două produse, nu doar un produs. Și acum o să strâng un pic aici, vreau să produc și eu pantalonii. Și Asta Mira se ce pune pe asta? pictat. Cu asta vrei să începi? Da. O lași pe asta pentru la final? Da. Mi se pare super fain că acum poți să găsești picturi din acestea pe numere peste tot și sunt o activitate frumoasă atât pentru copii cât și pentru adulți, pentru că poți găsi și variante mai complicate, mai pentru adulți, cu mai multe detalii la care trebuie să combini culorile și așa mai departe. La magazinele astea aveau doar pentru copii, dar asta așa ca un mic tip, dacă vă interesează și vreți să vă apucați de un nou hobby, ei bine, asta poate fi o variantă. Să probăm pantalonii. Pantalonii mei roz, mă fac roz cu roz cu roz cu roz. Știți că eu am nebunia rozului. V-am spus asta de când m-am apucat aici de YouTube și încă îmi place foarte mult. E o culoare tare dragă mie, dar sunt așa la extreme, fie un roz pal, fie așa un ciclam. Nu vreau nimic in between, cum s-ar zice. Și aia roz. Nu, nu o să le asortez, mami, că o să fie prea mult. Dacă pun și bluza și pantaloni, o să fiu prea roz de colo până colo. E ok. E ok? Îmi plac roz. Și ție îți place roz? Și mie mov mai îmi place foarte mult. Și mie? Dar mi-e plac toate Și culorile mie îmi plac toate și culorile. inculorile. Da, și mie. Rezultatul final. Wow, cât de drăguț a ieșit! Da. N-am lăsat deloc spațiu alb.
Am semi-rezolvat problema. Vedem mâine dimineață cum se vor prezenta. Până la urmă am zis că o să ieșim puțin în seara asta pentru a lua cina în oraș. Să-l presărbătorim pe papi. E ajunul zilei lui de naștere, așa a zis. Ești drăguță, mami, ești pisică. Pisică. Cine e pisică? Ia, hai să-ți admirăm outfit-ul. Bun. Ne-am întors acasă și acum ne punem pe împachetat de cadouri. Noi deja am zis la mulți ani lui papi pentru că în Japonia e deja ziua lui, dar am vrea ca la ora 12 noaptea să-i dăm cadoul, la fix 12 să mergem să-i dăm cadoul. Mira a zis că vreau să încerce să stea trează până atunci și eu i-am propus că ar putea să doarmă și să o trezesc eu pe la 12 fără, dar nu vrea. Ok, hai să împachetăm ca să termine. Nu, ajuns cu asta? Hai să vedem. Și tu nu știi. Uitați cât e de simpatic. Așa a venit împachetat. Și aici e o felicitare, un mesaj de la noi. Să-l împachetăm într-o altă cutie. Haide. Așa. Happy birthday to you. I don't want to lose on my birthday. Happy birthday. Ah, yes. Dear puppy. Yes. Stai. Gata, lasă, nu mai vreau. Hai să mai cântăm o dată. Hai aici. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear puppy. Happy birthday to you! Well, which one do you want to start? Mom! This is for me. You want to start with mine? You? I made it myself. You made it? Yeah. You made it? Mommy helped me a bit. No, it's mainly by style. Japanese style. 26. Read! De la Mira pentru papi. Open it. Okay, thank you. She made your bracelet. Three colors. Your favorite colors. Because I made it with 26. What? Is it dry, this thing? No. You have a t-shirt, ladies. And even pants. This is a long time ago. Even pants. Mm-hmm. No, I have green short pants. Thank you. You're welcome. Now let's see the one from mommy. It's not only from mommy, it's from both of us. From both of you? But this one is only from me because you don't even know I made it. Did she packed it? Amândouă. Where's the cut? Amândouă, și eu și Mira. Oh? What the hell is this? Resigilat? Resigilat.
your father's style or can I have scissors? But it's really sigilat. Ah, it came like this from the courier, no? So it's not really sigilat, this is how it is. That, yeah, I need scissors. Gosh. Security. Opa. Opa. Serios? Oh god. That was unexpected. Happy birthday! You found it? Happy birthday! This is Totoro, no? It's Makrokoroske. Makrokoroske! You have to read. That's what it's from you? Start with. I thought this is from Loewe. I'm not gonna read a letter. No! From Loewe. This is what you have to start with. Okay. It's never too late to be what you wanna be unless you wanna be younger. Oops. Yes, you're Scrooge. Happy birthday. There were supposed to be two hearts. No? Yeah. I'm sure he was laughing, the person who wrote this. Printed, right? It opens on the side. Happy birthday to you.